Nu putea să treacă Vinerea Mare fără o mare, mare, mare artistă, pentru că, oameni buni, am deosebită plăcere astăzi să o invit alături de noi și simt și un miros deosebit pe nimeni alta decât mama Mioara Velicu! Să rămână mama Mioara! Bună! Acum îmi dau seama că încă nu sunt reparat cu ligamentele, că vreau să fac așa o horă moldovenească cu dumneavoastră. Încearcă, pentru că știu că ai să poți. Așa este. Mama Mioara ne-a adus fasole bătută, ne-a adus varză și cum gătește mama Mioara, nu gătește nimeni. Vreau să-mi spuneți dacă lipiile la dumneavoastră le-ați făcut? Da, bineînțeles, la noi se spune pâine de aia, lipiile. Turtele. Da, turte. Deci turtele au fost, pâine, au mers, da. Știți cum au mers cu fasolea? Da, sigur. Mamă, am mâncat cu fratele Ciucă. Tot am mâncat cu fratele Ciucă. Să fiți sănătoși. Deci vreau să vă spun, mama Mioara, că a mers la perfecțiune. Mă bucur din suflet pentru că le-am făcut cu multă dragoste și mai ales mă bucur din suflet că tu postești. Da, a fost un post al Paștelui, da, pe care cunoaște, mi-am dorit din toată inima să-l țin. Deci, că postești, sigur, arăți extraordinar. Am înțeles, de bine. S-a mai dus și câteva. Tu și Greta. Greta postește de vreun an de zile. Asta e bine, da. Da. Mama Mioara, ne-am văzut la cozonacul de aur aici. Acum vorbim de Paște, suntem în Vinerea Mare, mă, mama Mioara, cum trece timpul ăsta. Da. Parcă ieri dădeai 10 la cozonacul de aur. Da, e adevărat. Ce ieri? Parcă acum câteva ore. Parcă, da. De cuvântul meu, bă, nu parcă acum câteva ore mama Mioara a dat 10 la cozonacul de aur? Da. Uite cum a trecut timpul, băi, nene, incredibil. Da, pentru că a fost bun, ce-i drept. Da. Așa că... Vă mai aduceți aminte de el? Da, bineînțeles. Fata e din Teleorbana, știu, așa știu. Da, mă, e. Deci mama Mioara, da? Și memorie și senzațională. A făcut cozonacul exact cum făceam noi la țară. Foarte. Făceam măicuța, da. Da. Mama Mioara, de Paște, ce nu-ți lipsește niciodată de acasă? Păi, măruță, cred că nu lipsește la nimeni. Oricât de sărac ar fi un om, nu poate să lipsească cozonacul, drobul, ouăle roșii. Asta nu pot lipsi. Și mai ales la cei de la țară care au în grădină tot ce le trebuie. Pentru că sunt făcute de acolo, animalele sunt în curte, deci nu se cumpăra nimic. Parcă mă doare sufletul când văd așa că o parte din oamenii de la țară se duc și cumpără pâine de la magazin. De ce să nu-și facă ei la cuptor? Pentru că avem toate condițiile acum. Eu de câte ori mă duc la țară, eu fac turte, fac pâine, pentru că pâinea pe care o fac, nici nu o mănânc așa de mult, pentru că e sățioasă, o felie, dacă o mănânc, mi-ajunge. Dar dacă cumpăr de la magazinul, trebuie să o mănânc toată, pentru că a doua zi nu mai e bună. Hai de toate, mama Mioara, iar mama Mioara când merge la țară, am mai sunat-o, noi o prindem prin curte pe acolo. Deci dumneavoastră, dacă v-ați duce să trăiți doar la țară, v-ați descurca să vă săpați dumneavoastră, nu știu, în curte, să vă puneți roșii, să vă faceți gospodăria? Da, și îmi face deosebită plăcere și să știi că dacă la anul împlinesc 80 de ani, vreau să mai trăiesc, să mai îndea Dumnezeu zile, să mai trăiesc, pentru mulți că înainte, de acolo, mulțumesc, de acolo, de la țară, acolo am tot ce-mi trebuie, acolo mâncar cu energie. Acolo sunt mai optimistă, acolo văd totul altfel. Văd totul frumos și vecinii mei care tot timpul mirosurile de fel de fel de mâncăruri de acolo și se gătește, da, e adevărat, la răgaz, dar cea mai bună mâncare este la plită. Aia, când bagi lumea pe sigur foc, că da, sigur. Eu n-am să uit niciodată emisiunea care... mare lansat, Ferma Vedetelor, pentru că eu acolo am făcut lucruri extraordinare pe care nu le făceam la țară pentru că avea cine să le facă. Dar eu am învățat acolo și cred că orice român, eu ți-am spus de fiecare dată că la origine sunt țărancă și mă bucur și sunt mândră pentru asta. Și dacă îmi zice cineva, băi, ce țărancă, eu mă bucur pentru că un țăran este deștept, adică nu vreau să mă fac pe mine acum. Nu, dar foarte bine. Numai... Și are pildele alea care, de la care poți învăța foarte multe lucruri. Vorbe adevărate. Da. E adevărat că treci prin necazuri și am trecut prin necazuri foarte mari. Și să știi că lacrimile spală obrazul, dar sunt lacrimi de sânge care nu le pot plânge ochii și atunci arde inima. Și dacă nu știi cum să treci peste asta, te dărâmă. Când pierzi pe cineva, când... Bineînțeles că da. Când nu mai e pe cineva aproape de tine, atunci la asta da, vă referiți, nu? E adevărat, am pierdut-o pe mama mea, pe sora mea, pe fratele meu, pe bărbatul meu în ultimul timp. Am fost 8 acasă și mai suntem 3.
și dacă Dumnezeu mă ajută să fiu sănătoasă, pentru că la noi în Moldova sunt obiceiuri și tradiții pe care trebuie să le păstrăm și le-am moștenit de la mama mea și tot timpul merg la biserică. Nu pot să spun că sunt o habotnică din ea, să stau tot timpul în biserică și să mă rog. Nu, mă rog acasă la mine când am posibilitatea, merg și la biserică, pentru că eu sunt măruță pe ultima sută de metri și unde sunt invitată, mama, trebuie să merg. Nu mai zice așa cu asta, pe ultima sută de metri. Pentru că trebuie să merg, că ce sunt invitată. Ce înseamnă pe ultima sută de metri? 30 adică de ani, 20 de ani de aici înainte. Mulțumesc. Hai, mama mioară. Dacă sunt invitată undeva, mă duc cu mare plăcere, pentru că îmi place ceea ce fac. Vreau să fiu în mijlocul spectatorilor care să mă aplaude și să-mi dea... Eu vă spun, oameni buni, deci mama mioară, când apare la un eveniment, fie că e în străinătate, fie că e în țară, fie că e nuntă, fie că e berărie, fie că e aer liber, fie că cea, bă, deci toată lumea, magnet, dansează, se bucură, deci când apare mama mioară, așa se simte energia asta, Mioara Velicu, pe cuvânt. Mulțumesc din suflet. Am fost noastră atâtea evenimente. Da, și să știi, Măruță, că mie mi-a adus mare bucurie acel proiect tradițional. Tradițional 1, acum e tradițional 2, Torino, pe 17 iunie Torino, o să fie cu românii de acolo, mă rog, da, mai povestim noi de toate lucrurile astea. Vreau să-mi spuneți ceva, e vreun obicei care vă pare rău că nu se mai ține ziua de azi? Păi, în primul rând că nu mai e multă lume la biserică de înviere. De înviere, mi se pare că e plin, pe cuvânt. La noi, la țară. Și în oraș, mi se pare în oraș, da. Nu, în oraș este foarte multă lume. La țară ziceți că nu mai e multă. La țară, pentru că în stat la mine 80% sunt bătrâni și mai greu le vine să meargă la biserică. Cheamă preotul acasă, mărturisește, împărtășește și cine știe dacă are un copil și are mașină, se poate duce, dar biserica este mai departe de sat și e mai greu, da, e mai greu, da. Dar știți ce? Am văzut foarte mult oameni, chiar dacă sunt mai în vârstă, au Facebook-ul și caută diferite slujbe, pentru că foarte multe biserici își pun slujba live. Asta, uite, de exemplu, da, asta, și da. Mănăstirea de la Turnu are slujbele puse pe Facebook. Caută Mănăstirea Turnu și spune fiecare slujbă și la noaptea și ziua. E adevărat, și tot. Asta este și foarte pui pe bine. Facebook, acum multă lume are smartphone, aproape toată lumea, pui pe slujba și o asculti, da, acolo. Da, cel mai bine e să fii în casa Domnului. Da, să fii în biserică. Eu ascult și sunt foarte multe rugăciuni pe Facebook. Le, cu mare drag le citesc și mai ales nu le citesc, ci ascult cum recită cineva care spune rugăciunea, mai ales preoții sau călugării sau asta, și este extraordinar de important și te încarci așa cu sufletul Domnului și atunci îți merge bine, da.